Domnilor, aveți în față 2 fani și o fană ai marelui scriitor algerian, bineînțeles de limbă franceză, care se numește Boalem Sansal. Cred că deja e cunoscut publicului din România, pentru că acum 2 ani, în 2016, i-am publicat capodopera 2084, Sfârșitul Lumii, care a luat marele premiu al Academiei din Franța. Satul Neamțului, sau Jurnalul Fraților Schiller, a apărut înainte de 2084 și înainte de tot șirul de atentate din Franța și din Europa. Romanul leagă într-un ritm halucinant prin 2 jurnale a 2 frați, frații Schiller, fascismul de islamismul fundamentalist, pe care le proiectează într-un viitor, ca și cum ne-ar atrage atenția a ceea ce se întâmplă și a ceea ce urmează să se întâmple. Satul Neamțului, sau Jurnalul Fraților Schiller, a beneficiat de mai multe premii importante în Franța, Marele Premiu al revistei Lir, apoi Marele Premiu pentru Roman al Societății Oamenilor de Litere din Franța. În limba română îi datorăm o traducere exemplară lui Bogdan Ghiu, aici de față. Permiteți-mi ca pentru început să-i dau cuvântul chiar lui Bogdan Ghiu. Mulțumesc.